Întâlnirea membrilor Incrusis a fost un prilej special de sărbătoare pentru pasionații de călătorii și celor cu spirit de aventură. Evenimentul Incrusis s-a desfășurat la restaurantul Corabia Doripescu și a celebrat 8 ani de existență a Incrusis în lume, un club care numără peste 1,4 milioane de membri. Incrusis este cel mai mare club de croaziere din lume, oferind membrilor săi oportunitatea de a călători într-un mod inteligent, economic, liniștit și pentru orice buzunar. Croazierele sunt perla vacanțelor și dacă vă imaginați că sunt inaccesibile, vă asigur că nu este deloc așa. Așa am crezut și eu cândva, dar m-am convins. Am fost în multe croaziere, iar ceea ce am văzut acolo a fost peste ceea ce mi-aș fi putut imagina. Este un concept minunat, o comunitate extraordinară și dacă doar vă informați, veți trăi fără regrete.
numesc Viorica Bădiga și am descoperit acest club de croaziere în 2018. Evident că la invitația unui cunoscut, Dumitru Claudiu Cucoranu, care mi-a spus că această companie îmi va schimba viața. Am fost atât de încântată când am auzit că se poate călători și gratuit sau se poate face și o carieră în turism prin acest club, încât am venit imediat fără să pun întrebări. Am avut încredere deplină în domnul Dumitru Claudiu Cucoranu și, într-adevăr, pe parcurs m-am convins că așa este. Chiar mi-a schimbat viața această companie. În ce țări ați călătorit până acum dumneavoastră, pensionară fiind? Eu am călătorit oricum înainte în câteva țări din Europa, însă cu ocazia clubului de croazieră am călătorit în Italia, în Spania, în Franța, apoi în Maroc și după aceste țări, evident, și Croația, și Grecia, și Muntenegru, deci am atins localități din itinerariul unui vas de croazieră din aceste țări, porturi din aceste țări. După aceea am călătorit în croaziera vieții mele cu plecare din Cape Town, Africa de Sud, și am străbătut Oceanul Indian. Am văzut insulele acelea superbe din Oceanul Indian, insula Seychelles, arhipelagul Seychelles, insulele Mauritius, insulele Reunion. Apoi am trecut prin Aqaba, am oprit în Aqaba, în Iordania, și am vizitat Petra, orașul acesta fascinant care face parte din patrimoniul UNESCO. Apoi am revenit în Marea Mediterană, prin Marea Roșie și prin Canalul Suez. Am avut această onoare de a traversa Canalul Suez. Stanciu. Sunt inginer textilist de profesie, am 32 de activitate în domeniul ăsta frumos al fashion-ului și acum 2 ani am întâlnit acest concept de călătorie, îmi place foarte mult să călătoresc și a coincis un pic și cu momentul în care am considerat că îmi doresc ca următorii 50 de ani de viață să-i trăiesc altfel, în ideea în care să știu și eu astăzi unde sunt mâine, și am găsit această comunitate de oameni frumoși în Cruzis, în care vorbim despre călătorii. E o comunitate de oameni
cu niște valori asemănătoare cu ale mele. Iubim cu toții familia, iubim încrederea în oameni, suntem unii pentru alții în toate călătoriile noastre și am reușit să fac, dacă înainte făceam doar o călătorie de 2 săptămâni pe an, la care mă gândeam după aceea până la următoarea, am reușit acum, anul acesta, de exemplu, am făcut 3 croaziere și mă bucur foarte mult. Am întâlnit oameni frumoși în toate drumurile mele și îmi doresc în continuare să-mi petrec viața îmbinând partea asta de viață profesională și personală mult mai bine prin călătorii. Sunt în Inclusus din 2018 și am călătorit în 9 croaziere minunate. Activez în această companie ca și partener independent și ceea ce ați văzut probabil și dincolo de aceste uși, oamenii sunt foarte fericiți, călătoresc și sunt încântați să participe la seminariile noastre de dezvoltare. Mulți oameni se vor gândi că ai nevoie de foarte mulți bani ca să faci aceste călătorii. Din contră, tocmai de asta este, acesta este și misiunea companiei, de a face ca acest tip de vacanță să fie accesibil pentru toată lumea. Este un program de economisire, este mai greu de explicat, dar pentru toată lumea putem să-l prezentăm la orice întâlnire cu partenerii Inclusus. Inclusiv se adresează tuturor celor care iubesc să călătorească, să descopere lucruri noi și să trăiască experiențe unice. Inclusiv combina avantajele unei croaziere cu posibilitatea de a construi o afacere în domeniul turismului. Sunt Mircea Spânu, sunt din Brașov și de aproximativ 1 an și jumătate sunt mândru membru al acestui club de călătorii Inclusiv. De curând am experimentat prima croazieră. Am fost pe Marea Mediterană, pe un traseu foarte frumos, Barcelona, Marsilia, Cannes, Palma de Mallorca și Ibiza, cu compania Virgin Voyages. Vreau să vă spun că nu credeam că o să ajung să călătoresc în condiții de 5 stele pe un buget cam de excursie în Bulgaria. Vă recomand tuturor să experimentați și cred că asta este prima din multele croaziere care vor continua în familia noastră. Și soția mea este în acest club, inclusiv pe fata mea cea mare, pe Alexia, de 19 ani am înscris-o. Și următorul gând pe care l-am pentru anul viitor, să îmi duc echipa de la firmă în team building pe croazieră. Dana Soanea sunt, din Timișoara. Am intrat în această comunitate acum mai bine de 5 ani de zile, când am primit o invitație pentru a face parte din această comunitate. Mi-a surâs ideea încă din primul moment, pentru că ideea de a călători îmi plăcea foarte mult. Ideea de vacanță în croazieră nu era una nouă pentru mine, pentru că lucrasem pe un vas de croazieră înainte de a descoperi acest proiect și am spus da.
din acel moment, pentru că mi-am dorit să călătoresc în primul rând eu, alături de familie și alături de prieteni, și mai mult de atât mi-am dorit să inspir oameni să călătorească în acest fel pe mările și oceanele lumii, să cunoască lumea călătorind și să-și îmbogățească viața prin experiențe. E ceea ce rămâne alături de noi toată viața și e cel mai frumos lucru cu care ne îmbogățește experiențele pe care le trăim în această viață. Cât de costisitor este să trăiești astfel de experiențe, astfel de croaziere? Pentru că am înțeles că ele sunt de câte 10 zile, 14 zile? Da, croazierele pot să fie chiar și o zi. Poți să iei un vas de croazieră de la Barcelona până la Marsilia, dacă îți dorești să vezi ce înseamnă această experiență. Pentru că multe persoane vin cu prejudecata că ai nevoie să știi să noți când mergi pe o croazieră, ai nevoie să, eu știu, ți-e frică de mare, ți-e frică de apă, ai rău de mare, iar ca să-ți îndepărtezi aceste frici pe care le ai, poți să experimentezi o croazieră de o zi, de la Barcelona la Marsilia sau, eu știu, între alte două porturi, să urci pe un vas de croazieră. Poate să fie 3 zile, 7 zile, 120 de zile în jurul lumii, pentru că există și asemenea experiențe de 120 de zile în jurul lumii, dar prețurile, să știți că, contrar a ceea ce cunoaște omul de rând și toți cei din jurul nostru, prieteni, cunoștințe, este acela că vacanța în croazieră este o vacanță nu foarte accesibilă pentru omul de rând. Vacanța în croazieră, pot să vă spun că este una foarte accesibilă, nu este o vacanță deloc costisitoare, mai costisitoare decât o altă vacanță pe care o știm, aceea de a pleca în vacanță în Grecia, în Spania, în Turcia sau în oriunde în altă parte. Este o vacanță absolut normală ca și preț din punct de vedere financiar, dar mai mult de atât, vacanța în croazieră este o vacanță care îți permite să vezi lumea mai repede, mai ieftin și mai confortabil. Este o vacanță accesibilă, mai mult mai accesibilă prin acest club din care faci parte, din clubul Incruzis, și este o vacanță la care poate să viseze oricine. Nu trebuie să fii milionar să mergi în vacanță în croazieră, trebuie să-ți dorești în primul rând să experimentezi o altfel de vacanță și trebuie să fii deschis, să fii cu inima deschisă și să încerci experiențe noi pe un vas de croazieră, într-o vacanță altfel. Oana Mariscal de Melo Mitran. Da, foarte exotic, știu. Așa. Bun. Acum aș vrea să ne povestiți despre experiența dumneavoastră în cadrul organizației, Incruzis. Da, și povestea.
ce m-a făcut să fiu parte. Da, okay. Sigur. În primul rând, eu am lucrat foarte mulți ani pe vasele de croazieră și în ultimii 5 ani pe vasele de croazieră de lux, unde l-am și cunoscut pe soțul meu, tocmai de aici numele ăsta atât de exotic. Și în momentul în care am aflat de Incruzis, eu am văzut din prima un potențial maxim, am înțeles imediat despre ce e vorba și am înțeles că mă pot regăsi în chestia asta și că chiar dacă eu am văzut toată lumea, nu există niciodată prea mult. Că tot timpul poți să te duci încă o dată, chiar dacă de zeci de ori am văzut anumite porturi, pot să le revăd, dar în calitate de pasager, full, nu numai de angajat. Și asta m-a făcut pe mine să m-a motivat să-mi aduc și familia și fetița mea, vreau să o aduc, să vadă lumea cum am văzut-o eu. Bine, nu la vârsta ei, dar mă rog, asta este motivația mea. Eu am văzut potențialul din prima clipă. Unde ați fost până acum cu Incruzis? Prima mea croazieră urmează să fie luna viitoare în Mediterană. Câte zile va avea? 7 zile. 7 zile, bun. Ce veți vizita? Sincer, pe mine itinerariul nu m-am concentrat pe itinerariu pentru că am văzut toate porturile astea de zeci de ori. Am vrut pur și simplu să experimentez și să văd ce înseamnă un vas de 6.000 de pasageri, pentru că asta nu am mai văzut până acum și asta a fost motivația mea cea mai mare. Și în al doilea rând, să mă duc cu fetița mea și cu mama mea, care n-a mai fost niciodată pe un vas de croazieră. O să fie și ziua ei și m-am gândit că asta o să fie cel mai frumos cadou. Un vas de croazieră arată ca un oraș, practic. Da. Ce se găsește pe un vas de croazieră? Absolut tot ce ai putea să ai și pe pământ. Adică de la locuri de joacă, la restaurante, la baruri, la teatru unde se fac spectacole. Efectiv, ce te poți gândi că ai putea găsi într-un resort mare pe pământ? Da, și lucrul acesta este în avantajul celor care merg în croazieră. Pot vizita multe porturi în timp scurt, multe orașe, da? Oamenii care vor să viziteze mai multe țări, care nu au experiența asta, eu cred că e cea mai bună modalitate de a călători, că te culci seara într-o țară și a doua zi te trezești în altă țară. Și așa vezi, poate într-o săptămână, 5 țări sau 6 țări, nu știu. Pe când te duci într-un concediu, nu știu, Turcia, ce ai văzut decât, nu știu, Antalya? Cât de costisitoare sunt aceste croaziere? În afară de tariful pe care îl plătești pentru această croazieră, mai ai nevoie de bani în plus pe vasul de croazieră? Nu neapărat. Sau este totul all inclusiv? Este totul inclus, decât dacă vrei tu să te duci neapărat la magazine, să-ți achiziți, nu știu, să-ți cumperi o geantă, o chestie, da, ok, nu știu, un tricou, dar bijuterii, în rest, totul în rest este da. Pachetul este all inclusiv, da? Da, pachetul este all inclusiv, da. Camelia Ilia este numele meu. Mă mândresc și vreau să spun așa din tot sufletul că am 60 de ani și iubesc foarte mult să călătoresc. În momentul în care am auzit despre acest club de călătorii, făcusem deja 2 croaziere și pentru mine au fost așa wow. Am rezonat foarte bine cu acest proiect și deși a fost perioada aceea nebună din 2020, am recuperat din 2021 până acum. Am făcut 7 croaziere și am rezervată 8-a croazieră pentru luna februarie pe Asia, pentru că am zis că trebuie să fac și ceva inedit. Iubesc ceea ce fac, iubesc cam tot ce se întâmplă în clubul acesta, am legat foarte multe prietenii, am cunoscut oameni deosebiți, pot să spun că suntem toți într-o familie și cam tot ce se întâmplă aici este așa de domeniul fantasticului, pentru că lumea nu prea ne crede când noi facem și ne lăudăm că plecăm în croaziere foarte des. Și vreau să fac totuși, o să fac o remarcă pe care am primit-o, sau mă rog, a fost o chestie pe care am primit-o la o prezentare de a clubului nostru. A zis cineva altcuiva, zice, adică asta vrea să spună că a făcut 7 croaziere și n-are o geantă Louis Vuitton. Nu cred că o geantă m-ar fi reprezentat pe mine,
că aș fi făcut aceste croaziere. Într-adevăr, o vacanță în croazieră este deosebită. Eu o recomand tuturor pentru că este altceva. Vacanțele în general sunt binevenite în viața noastră, dar o vacanță în croazieră ne aduce nouă foarte multe satisfacții. Și de aceea recomand tuturor, măcar o dată în viață, să facă o vacanță în croazieră, pentru că nici nu va coborâ de pe vas și își va dori să plece în următoarea croazieră. Cam despre asta este vorba în acest club minunat pe care noi îl reprezentăm și ne place să povestim despre el. Și haideți să ne bucurăm cu toții de viață, să ne bucurăm de vacanță, pentru că vacanțele ne fac bine și în aceste vremuri turburi chiar ne aduc așa o stare de confort și măcar o dată în viață să faceți o croazieră. Pe lângă posibilitatea de a explora lumea, membrii Incrusis beneficiază de reduceri, oferte speciale și programe de fidelitate care îi răsplătesc pentru pasiunea de a călători. Pensionară fiind, lumea se va întreba cum vă permiteți aceste călătorii, aceste croaziere. Încă o dată trebuie să subliniez faptul că acest club mi-a schimbat viața. Datorită faptului că pot să călătoresc gratuit având puncte de recompensă în contul meu și pe de altă parte, în condițiile în care dorești să faci promovare și să-ți faci cu o carieră în turism din acest club, vei avea și bonusuri de conducere, bonusuri lunare, bonusuri instant, bonusuri de toate feluri, cel puțin 5 feluri de bonus. Pentru că am promovat, pentru că mi-am făcut o echipă, pentru că iubesc oamenii, pentru că iubesc această companie, am avut și am ajuns la acel nivel de performanță încât pot să încasez și bani din această companie și astfel îmi pot permite să călătoresc pe toate mările și pe toate oceanele lumii. Pensionarii se vor gândi că poate au ceva de plătit dacă vin alături de dumneavoastră în această companie. Cum pot veni toți pensionarii, de exemplu, alături de dumneavoastră să călătorească și ei în toată lumea în aceste croaziere? Ei pot veni printr-o, să zicem, o contribuție lunară, pentru că acest club funcționează pe bază de invitație și pe bază de abonament. Și în condițiile în care aleg calitatea de membru partener să și dezvolte conceptul nostru, atunci își vor putea permite să călătorească în toată lumea, având acces la bonusuri, la bonus de conducere, la bonus instant, la bonus lunar, la bonus săptămânal. Este un concept atât de eficient și atât de inteligent și este pentru oricine, numai că nu oricine poate veni în acest club. Numai oamenii care iubesc alți oameni, numai cei care iubesc călătoriile și numai cei care pot vorbi frumos despre vacanțe, care cred în această companie, care cred în oameni, care cred în concept. Bogdan Batâr, sunt din Brașov. Am văzut acest club de călătorii în anul 2021, eram încă în plină pandemie și în momentul în care am luat contact cu informația, am avut foarte multe frici vis-a-vis de restricțiile de a călători și nu mi se părea o chestiune logică să fac parte dintr-un club de călătorii într-o perioadă în care nu prea se poate călători. Însă am văzut oportunitățile de călătorie, am văzut prețurile extraordinar de bune ale croazierelor, am văzut condițiile foarte avantajoase pentru membrii și am ales să mă implic atât ca membru cât și ca membru partener. Mi-a plăcut foarte mult ideea că în urma unor rezultate se poate călători gratuit, că se poate înregistra și un venit destul de consistent sub formă de venit pasiv, iar în ultimii 2 ani de zile mi-am împlinit visul de a merge într-o croazieră nu o dată, ci de 3 ori. Am fost în 3 croaziere pe care le-am accesat gratuit, gratuit însemnând că nu a mai trebuit să scot bani din buzunar, tocmai datorită beneficiilor pe care le avem pentru cei care se implică un pic și în sistemul de afiliere. Cum pot veni alături de voi cei care ne urmăresc? Este foarte simplu, poți să ia legătura cu unul dintre membrii parteneri independenți ai Incrusis și în urma unei discuții în care să fie înțeles cât se poate de bine produsul și beneficiile de membru, vor primi un link de înregistrare și pe baza acelui link își vor face contul atât de client cât și de client afiliat care își dorește mai departe și el aveți să rezolvă. Aveți o pagină undeva? Unde sunteți de găsit? Da, suntem de găsit pe pagina oficială Incrusis, www.incrusis.com. Aceea
este site-ul principal, însă în momentul în care cineva accesează acel site, dar dorește să-și facă, să-și creeze contul, va trebui totuși să ia legătura cu un partener independent, pentru că modelul de afacere este singura modalitate de promovare, este prin partenerii noștri. Și atunci o persoană care intră pe site nu va putea să-și creeze un cont decât dacă intră pe un link primit direct de la membrii parteneri. Poate veni oricine alături de voi? Oricine are minim 18 ani, asta este prima condiție, de fapt singura condiție. Și de asemenea noi spunem, e important să existe o pasiune în a călători, să existe o dorință de a merge în croaziere și e bine și situația financiară să fie, să nu fie chiar minimă, măcar de la mediu în sus, pentru că totuși presupune un abonament lunar, presupune anumite cheltuieli pe care e bine să le poată suporta. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Illuminate my future bright, so thankful for everything. Rejuvenate in my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embrace life and all of which you gave me. Hard work, it pays off, I'm happy now, it's paying me. Close my eyes, sometimes I feel as if I float away. I love the life I live and enjoy the ride along the way. I'll make a living out of living, yeah, that's what I say. I got one life to live and I wouldn't live in no other way. I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Numele meu e Sonia Pop, sunt din Timișoara și fac parte din trei generații de promotori de croaziere. Mama mea este acum în croazieră pe Marea Mediterană către insulele Canare și Maroc. Eu am fost în vreo 12 croaziere, iar băiatul meu de 18 ani este și el membru în acest club și călătorește și el prin noi și mă ajută să promovăm împreună clubul. Trei generații de cruzări. Eu consider că o croazieră este o vacanță complexă. Poți fi orice tip de călător, orice vârstă ai avea și orice preferințe pentru vacanțe mai dinamice, mai statice, îți găsești câte ceva de făcut în croazieră. Și mai mult decât atât, clubul mi-a oferit de 5 ani încoace avantajul unei comunități extraordinare cu care facem evenimente, party-uri, croaziere împreună și vă invit pe toți să faceți parte din clubul Inclusis. Mirela Tincu este numele meu, mama a 4 copii, băiat de 40 de ani, de 33, fetiță de 32 de ani și încă unul de 26 de ani. De ce sunt în club? Pentru că până acum 4 ani am însemnat viața mea doar antreprenoriat, familie, cu urcuși, cu coborâși, cu tot ce înseamnă firme private. Și când am aflat de club, copiii mei am vrut să le fac lor cadou. Celui mic care terminase actoria în Anglia. Și am vrut eu așa să-i fac un cadou. Și fiica mea s-a gândit, mama, este primul an când tu nu mai ai la toamnă chirii, pachete, este vremea voastră. Uite, așa sunt eu în club, eu sunt trainer pe fonduri europene și am reușit să renunț la a mai preda pentru că sunt prea ocupată să-mi permit să am servici. Sunt prea ocupată să plec în croaziere, sunt prea ocupată să stau cu nepotul meu cel mic, am trei nepoți și unul pe drum, ca atare. Sunt foarte ocupată. În 2 ani și jumătate am mers în 7 croaziere, urmează imediat următoarea și sunt super fericită. Familia este foarte încântată că am alt vibe. Aproape când fac programul de la o croazieră la alta, îmi calculez activitățile, să îndeplinesc tot ce trebuie până la viitoarea croazieră. În felul ăsta merg și călătoresc și sunt fericită și copiii mei sunt fericiți și soțul meu e fericit și dacă eu sunt bine cu mine, sunt bine cu toată lumea. Toți din jurul meu sunt bine. De ce îmi place în club? Pentru că am un portal la dispoziția mea, femei ocupate. Îmi aleg croaziera unde vreau, când vreau, cu cine vreau. Pentru mine asta a fost foarte important. Să aleg timp, să petrec timpul după cum vreau eu. Nu contest beneficiile unor agenții,
Dar când ai acolo portalul tău, wow, ce greu e să alegi. Da? Și când ai și un pic de activitate, în sensul că recomand, nu recomand, eu împărtășesc bucuria mea, încep oamenii să mă întrebe, cum călătorești așa de des? Împărtășind, vin alături de noi. În felul ăsta câștig și timp și bani, cu alte cuvinte, călătoresc și fac bani. Nu vorbesc de comisioane, vorbesc de economii, vorbesc de prețuri corecte, care înseamnă, de fapt, tot bani. Mă bucur că sunt aici, nu voi renunța niciodată, câte zile îmi dă bunuțul. Ca atare, veniți alături de noi pentru că este independență. Te simți bine cu tine, cu sinele tău. Este o comunitate extraordinară care îți ridică moralul de fiecare dată când pici. Poate pici pentru alte lucruri. Și apoi te întâlnești cu oamenii. Și mi-am făcut în 4 ani de zile o gașcă de prieteni și ne tot înmulțim și ne petrecem timp liber și în afara croazierelor. E așa de plăcut să te sune cineva și să spună doar ce faci. Vii pe la noi. Este minunat. O croazieră este o călătorie pe mare cu un vas de lux care oferă o multitudine de activități și destinații. Directorul internațional Incrusis, Dumitru Claudiu Cucoranu, a ținut să mulțumească fiecărui lider și membru pentru pasiunea și implicarea cu care contribuie la creșterea și dezvoltarea clubului. Una dintre caracteristicile destinate ale Incrusis este modul în care reușește să creeze o comunitate unită, o familie de călătorii. Este doar despre călătorii sau afaceri. Este despre visuri, despre posibilitatea de a transforma acele visuri în realitate și de a construi un viitor luminos.